Femeile din România reprezintă încă o categorie defavorizată pe piața forței de muncă în raport cu bărbații care obțin mult mai ușor o funcție de conducere. Pentru a veni în sprijinul femeilor active din județul Giurgiu a fost creat proiectul Echitfem, echitate pe piața muncii pentru femeile din regiunile Sud-Muntenia și București-Ilfov, dezvoltat de Asociația Europeană pentru o viață mai bună în calitate de beneficiar. Caravana Echitfem a ajuns astăzi la Giurgiu la un hotel din municipiu, unde participa s-au implicat într-un dialog deschis despre problemele cu care se confruntă femeile pe piața muncii. Obiectivul general al proiectului este consolidarea accesului egal la ocupare și, în deosebi, la construirea unei cariere profesionale și implicarea în funcții de conducere, precum și dezvoltarea antreprenoriatului feminin, în vederea creării unei piețe a muncii inclusivă pentru femeile din domeniile comerț, servicii și industrie alimentară. Împreună cu invitatul special al evenimentului, femeia de afaceri Monica Tatoiu, giurgiuvencele au discutat despre problemele și oportunitățile deschiderii unei afaceri și au aflat poveștile unor femei de succes din orașul lor. Dacă îți dezvolți afacerea ta personală, ai posibilitatea să crești cât vrei tu, să realizezi veniturile pe care ți le dorești, dar ai partea altă necazuri că deranjezi pe cineva, îți trimite fiscul pe cap, îți închide afacerea, angajatul vine sau nu vine la serviciu, te lasă cu descoperit când, exact când ai cea mai mare nevoie de el. Eu vă spun din perspectiva 15 ani de profesorat angajat al statului român și 15 ani șef într-o companie în care eram propriul meu stăpân, more or less. Dar fiecare dintre noi alege. Asta e frumusețea secolului 21. Freedom of choice, spun americanii. Da? Alegi ceea ce ți se potrivește. Nu toți suntem antreprenori. Participantele au putut descoperi ce curs de formare profesională li se potrivește mai bine dintre cele organizate în cadrul proiectului. 745 de femei vor urma cursuri de calificare, recalificare și perfecționare și vor beneficia de sprijin antreprenorial. Chiar astăzi, la Giurgiu, au fost înființate grupe de cursanți în meseriile de preparator de înghețată și brutar.